local de astăzi este convocată de primarul Comunei Iasnău prin dispoziția numărul 236 din 20 septembrie anul curent. Ați avut la trimise pe e-mail documentele, ați citit procesul verbal al ședinței din luna august și v-aș ruga să-l supuneți la vot, dacă aveți obiecțiuni. Cine este pentru? Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local, convocată de domnul primar Emilian Budac. Proiectul numărul 1. Avem patru proiecte pe ordine de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local a domnului Fierchio Marius Andrei. Inițiator, domnul primar Emilian Budac. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea de reprezentanța Consiliului Local. Sunteți online, da? În Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziare a său, inițiator domnul primar. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului teren sport din comuna său, sata său, din incinta Școlii Gimnaziare, inițiator domnul primar. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadrul de atribuire teren conform legii 15/2003 din domeniul privat al comunei Aseului de sub Bacău. Pentru construire locuinței, inițiator domnul primar. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și domnul viceprimar este pentru. Da. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Marius Fierchiu. Asta o dăm ca o conștiințare, nu trebuie aprobat în Consiliu. Da, trebuia să spun la vot, să nu ți-a domnul pe copilul. Păi nu este. Să spun la vot, dacă... O să puneți, nu este. Da, da, sunt, nu s-a pus. Să punem la vot ședința de... Să punem la vot ședința din 31 august, ședința ordinară de 31 august. Cine este pentru? Deci se emite hotărâri din Consiliul Local prin care se constată încetarea mandatului de consilier local al domnului Fierchiu, precum și vacantarea locului de consilier în comisie. Da. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind desemnarea de reprezentanță ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale a său, inițiator primarul. Comisia au dat avizie favorabile, dar există un amendament din partea Comisiei de Cultură. Comisie economică. Da, din partea Comisiei Economice. Da, un amendament. Domnul Nicodin Costel îl propune pe domnul Cui Eugen și domnul Bobeică Claudiu. E amendament? Da. Asta au fost. Asta nu e amendament, asta e propunere. Păi da, așa am luat acolo, e amendament. Propunere. Aici spune pentru desemnarea celor de administrație la școală. Cine este pentru domnul Puiu și domnul Bobeică? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare imobilului teren sport din comuna Aseu, sata Aseu, din incinta Școlii Gimnaziale Aseu, inițiator domnul primar. Cine este pentru... Domnul director, vrea să mai facă investiții acolo? Să descoțim? Da. Domnul director vrea să mai facă investiții pe terenul, vrea să mai pun niște din alea de basket. Și ați văzut în ce stare arată. Vin de peste Protuș, de la Bărăci, mai bine zis, noapte.
noaptea la 3, jucat fotbal acolo, la 2 noaptea. Nu mă la școală, pe 3 pe turgu, da. L-au distrus, o rupt, gardul, o rupt plasele de sârm, efectiv, și-a intrat, a fost încuiat. Nu mai știu, o fi el o lege dată să-l lași terenul liber, dar ca să-l deteriorezi, să-l distrugi. Nu știu dacă putem să-l lăsăm liber. Și la parte, așa, nu știu, și la parte. Acolo mai civilizat un pic. Bine, civilizat să-ți... Așa cum se plăce. Și domnul director a făcut sistemul ăsta de supraveghere, a făcut contract cu firma de pază și acum, dacă îl dăm în administrare, o să vină firma de pază și să-l amendeze, să-l aresteze, să facă ce știi din cuvință. Nu se mai poate așa ceva. Noi facem atât de greu și cu atâția bani și să le distrugem în... N-are 2 ani de zile și el e distrus, gardul ăla, e rupt tot. De asta am dorit să-l dăm înapoi în administrație școlii și să aibă grijă de el. Școala de la Marte a venit tot anul ăsta, nu? Da. Dar tot a fost. Ajungeți acolo, în primul ea, ajungeți clasele alea, au rupt și acolo. Da, bineînțeles, ne-am dus și ne-am refăcut. Au tras, la fel, de plas, așa, așa, de sub. Da. Dom'le, e un program ca să joci fotbal. Avem un regulament. Nu vrem la orice oră. Hai să jucăm fotbal că e teren public. Da. E public, dar asta nu înseamnă că trebuie distrus. Vandalizezi, nu? Dacă e public. Dar așa trebuie și fapt. Domnul director spune că angajează firme de pază. El se duc băieții, ia cheia, când vine înapoi, vine și predă terenul înapoi, vede dacă sunt probleme. Dacă ne asumăm noi, asta e, nu avem ce face. Și mai ferit. Sunt de acord. Cine este de acord cu proiectul numărul 2? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de atribuire teren conform legii 15/2003 din domeniul privat al Comunei Asău, județul Bacău. Pentru construirea locuințe, inițiator domnul primar. Comisia odată a zis favorabile și Comisia de Învățământ și Cultură a făcut o propunere în acest regulament, să mai fie niște modificări. Buletinul, cartea de identitate să fie valabilă, să aibă domiciliul nasăr cu 10 ani valabilitate, venitul minim să fie de 50.000 de lei sau echivalentul de euro. Tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială, aici se mai pun 15 puncte, sau s-au mai adăugat faptul că locuiesc cu soții sau părinții între 5 puncte. S-au modificat și punctaje. Da, deci s-au modificat și punctaje. Păi luați-mi pe fiecare aprobat, nu dacă vreți să-l aprobați. Domnul Bobei, care ați dat cursul. Da, că domnul Bobei. Da, am propus să modificăm punctajele acolo, fiindcă cei care locuiesc cu părinții, sau au altă postau sau în chirie, așa, au 5 puncte, au 5 puncte după, nu, au 15 puncte. 15. Iar cei care provin din instituții de ocrotire socială au numai 5 puncte, nu mi se pare normal. Ăștia sunt defavorizați total. Și atunci am zis să acordăm prioritate celor care vin din aceste instituții, care n-au niciun sprijin de nicăieri, și să dăm lor puncte mai multe. Și să punem punctajul minim la cei care totuși au cu cine stau, o legătură familială, nu sunt scoși în drum, nu trăiesc de pe astfel mâini, trăim cu părinții, mai primești un ajutor, mai stai cu copilul, mai ai o mâncare, o factură plătită de la o lună la alta, dar cel care vine dintr-o instituție socială, ăla nu are nimic. Și ce punctaj propunem? Și punctajul maxim să-l inversăm. Să dăm la cei care vin din instituții sociale 15 și la ceilalți doar 5 puncte. Deci să nu dăm 10 celorlalți. Păi 10 sunt cei chiriași. Chiriași. Poți să-l pui pe același plan, cel care de are... Care are cu, deja, cu cel care stă în chirii. Cel care stă în chirii este la dispoziția proprietarului. Dacă vrea, îl mai ține în chirii, dacă nu, îl dă afară și rămâne pe drum. Deci trebuie să avem o oarecare prioritizare și la capitolul ăsta. Iar dincolo, vis-a-vis de cheltuieli, e nevoie de cheltuieli. Numai pentru proiectare. Îți trebuie cel puțin 10.000 de lei. În afară de restul lucrărilor pe care le avea de făcut după asta. Dacă n-ai un venit minim garantat. 50.000 e mult. Iar 30.000 e prea puțin. 50.000 e... Mi-a spus și mie, domnul Bobei, de ce?
Sunt foarte multe cereri care vor să ia pentru în alt teren din loc. A venit un cetățean, a spus, domnule, n-am nicio palmă de teren, n-am unde pune un strat, n-am unde pune... Domnule, dar noi avem 30.000 de hectare și n-avem unde pune o sală de sport în comune. Păi și înțeleg, avem terenuri care face, o, mă scuzați, o schimbare de otavă pe el și noi nu avem unde, exact, dar pentru o locuință. Deci nu putem să ținem terenuri care le putem da altă valoare și altă folosință să facă straturi, să facă ceapă pe ele. Dar pentru asta trebuie să-i și condiționăm. Omul vine și participă și da, fac casă. Dacă nu îmi pun nicio condiție în spate, îl iau și după aia fac ce vreau cu el. Atâta timp cât tu mi l-ai concesionat, mi l-ai dat pe 25 de ani sau pe 49 de ani, eu sunt proprietatul, nu mai pot să-mi înviți, să-mi țumpuri mie posesia. Dar așa nu. Dacă tu ai în cont 50.000 de lei, într-adevăr, atunci te apuci de casă. Ești învăit să faci casă. Asta e o condiție pentru casă. Deci tu nu iei acum să spui că faci casă și după aia În momentul în care faci concesiunea, legea spune clar că pentru ce ai concesionat acel teren, pentru știți că am avut problema cu coșmelia asta de aici, le-am mai dat și bani ca să o ia. Când aia era foarte simplu de stricat. Era pentru a fi stații de autobuz și o transformat-o în nu știu de care. În momentul când dăm concesiune pentru construcții, n-ai cele hectare ca să dai pentru... Că dacă am avea, ar fi extraordinar de bine. Deci, clauze clare. Dați-mi voie să vă dea citire la o adresă făcută tot de cetățeni. Da, dom'le, clar. Acolo, clauze. N-ai făcut casă, altul. În urma ședinței de luna trecută, am constatat că parte din cetățenii comunei chiar prestează atenție ședințelor de Consiliu Local. Au luat la cunoștință faptul că familia Căruța a depus o cerere pentru atribuire teren în condițiile legii 13. 15, pardon. Așa că o parte din cetățenii care locuiesc în apropierea terenului vizat au depus următoarea adresă în atenția domnului primar și domnului consilier. La primăria sa a fost depusă o cerere de către o persoană, Căruță, care invocă nu știm ce lege prin care tinerilor căsătoriți de o anumită etnie, spun numelor, li se asigură loc de casă de către Consiliul Local. Deja au ocupat tot malul stâng al râului Iasău, cu sau fără acordul primăriei. Ne-au demonstrat de ce sunt în stare. Gunoaie, scandal, muzică dată la maxim și nu ni dorim mai aproape de casele noastre. Numitul Căruță dorește un anumit loc vis-a-vis de numărul 23, de pe strada Chinetului, loc care a fost îngrijit și întreținut de familia Munteanu. Înainte de 89, pe aceste terenuri era Maidan, Tufe de Arin și Bolovan. Cetățenii, cu acordul primăriei, au destelenit, au curățat terenul de bolovani, l-au îngrădit, l-au întreținut și le-au fost acordate în concesie. După inundațiile din 2005, au fost aduse 3 familii de rom, care între timp au devenit vreo 20. Am tăcut, într-adevăr, domnului Bălăuță Dani s-a acordat un teren în concesiune, dar era un loc vis-a-vis, l-au curățat, au construit un graj și cultivă câte ceva. Ce ar fi fost să îi se ia și locul și să-i fie dat unui alt cetățean pe considerentul că s-a căsătorit și nu are unde să-și construiască o casă. Și acum, când scriem aceste rânduri, vieții săraci servează Sfânta Maria. De când au venit pe malul acesta, nu mai avem sărbători. Hram, Crăciun, Anul Nou, Paște și toți Sfinții. Numai ei o țin tot într-o sărbătoare. Bine, au servat și pe 29 august tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Locul pe care îl solicită numitul Căruța a fost ghena de gunoi al persoanelor de pe strada Chinetului numărul 23. În urmă cu 2 ani, după un chef monstru, au dărâmat gardul. Acum ar trebui să fie premiați și să li se acorde acest loc. Cedarea terenului ar crea un precedent cu probleme pentru primărie, care ar trebui să le asigure loc de casă tuturor tinerilor căsătoriți.
sau poate numai la cei de etnie romă, și pe deasupra unde vor ei. Nu ne-ar mira să ceară terenul din fața primăriei, lângă monumentul eroilor. În cazul în care veți accepta cererea numitului Căruță, vă rugăm să înregistrați ședința și să o dați public, să vedem cu cine am votat și cu cine urmează să votăm. Suntem un grup de cetățeni loial comunei său, cu taxe plătite la zi, care vor liniște și pace. Să vă dea Dumnezeu grupul cel bun, să luați hotărârea cea dreaptă. Semnăm toți vecini. Și semnează 18 persoane. Deci 18. Da, mai departe trebuie să vedem care e statutul juridic al respectivului loc de acolo. Că... Tocmai de asta, informația că sunt în concesiune cu celeritate. Și să vedem exact pentru ce dăm terenul. Sigur că și cum îl dăm. În baza legii 15, noi ar trebui să avem un regulament. Am lucrat acest regulament, așa cum s-au priceput colegii noștri mai bine. Nu, sigur, nu s-au priceput, cum spune legea. Și cum spune legea. Poate să nu fim... Criteriile trebuie să făcute de comun acord. De asta o parte din consilierii locali înțelegem că au amendamente pe anumite idei pe care le-au avut colegii de la urbanism. De asta vă rog să veniți cu propuneri noi, cu amendamente noi, dacă aveți și ați citit și ați studiat regulamentul. Ce spunea domnul Bovil, legat de persoane din instituții din asta, alea la 18 sau 20 de ani vor fi dați afară de acolo. Dar noi vorbim despre persoane care sunt căsătorite. Alea nu cred că sunt căsătoresc într-o instituție de asta de nu știu care. Trebuie să luați un cadru, trebuie să știi de unde. Trebuie să luați un cadru, dar în momentul când faci concesiuni, faci la familie, la... Cei căsătoriți nu fac la un loc creștean. Păi și aia nu se căsătoriți? Păi, e un criteriu din care spun... Păi, la loc. Este un criteriu. Să fii căsătorit. Ăla de 18 ani care pleacă mâine de acolo și are 18 ani, nu-i căsătorit. Nimeni nu se vină la cer. Să aveți în vedere că trebuie să fim imparțiali. Păi, sigur că. Deci, cum dorește domnul ăla care... Pe bună dreptate, am vrut să-l ajutăm, rom fiind, și căsătorit și fără așa, mai sunt ca el, poate 50 de familii români. Și o să vină, domnule, dar de ce el și nu și eu? De ce nu am și eu dreptul? Și atunci de ce să nu creăm un cadru legislativ? Ca să se plieze pe el. Și asta zic, domnule, te încadrezi aici? Doamne ajută, da. Asta e... Și atunci dacă singur nu trebuie să mai... Păi nu trebuie să pleci. Dacă poți impuse și alte criterii, nu știu, dacă nu vreau să nu vreau să cadă în altă extremă. Dar nici nu putem lăsa la liber să dăm niște criterii în care și așa nu-l avem. Păi corect, nu? Așa? Să-l dai foarte ușor, ca după aia să ne trezim cu, uite, ce da, uitați, am un criteriu că dacă locuiește aici cu părinții sau are 15 puncte, dacă are domicilii și dacă locuiește în afară un an de zile și vine doar în vacanță, un punct ar veni. Uite, un 10 puncte dacă locuiești și ai serviciu în apropierea locului unde pe care intenționezi să-l concesionezi. Două puncte, dacă ai domiciliu aici și să lucrezi în România. Dacă locuiești aici, cumpiri terenul, nu să așa mi s-ar părea numai dacă lucrezi aici, ai nevoie de un loc aici. Exact, clar. Și atunci ăsta trebuie să păi și atunci am putea scădea la 40 de puncte, buletin, carte de identitate, respectiv domiciliu 10 ani sau 3 ani, cum o să decideți dumneavoastră. În loc de 40 de puncte, îți punem 30 de puncte și 10 puncte se împărțim după criteriul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Așa este și corect. Adică 8 puncte dacă... Sau din 10 puncte, 10 puncte dacă locuiești și ai un loc de muncă în apropierea domiciliului și doar 2 puncte din 10 dacă locuiești în străinătate. Și vine aici. Cinci ani, trei ani. Tu domiciliul ai tot în țară. Tu trebuie să te căsătoriți. Trei perechi căsătorite. Din alea trei perechi avem o familie care are un copil. Ăla trebuie să aibă întâietate. Aici avem. Da? Dacă are un copil 10 puncte, are un copil 5 puncte. Sunt astea descrescătoare, adunăm puncte. Dar nu e fiind în situația comună, acum avem o materie disponibilă pentru ceva.
care la timp care se presupune că ar fi pentru construcții, să punem într-o licitație, cu bani. Nu neapărat ce trebuie să repetăm, neapărat legea asta. Și așa o scrie licitație, și așa o scrie și licitație. Nu, domnule, primul astea licitație, și care, cum a spus domnul Cotfas, care vine de afară și are bani, vrea să facă, îl plătește, pune la licitație, mă scriu și o șutură lui Dumnezeu. Dar noi invocă altă lege. Da, înțeleg, dar noi suntem obligați să spunem o vorbim de ceea ce cea căruță, loc de casă, gratis, sau vorbim de modul de a concesiona... Nu, vorbim de legea 15, loc de casă gratuit prin atribuire directă. Dacă sunt terenuri disponibile. Păi da, să ajung și eu. Primul lucru e dacă sunt terenuri, sigur. Consiliul Local, Comisia Respectivă poate decide că din terenurile care o să rezulte, că noi chiar am discutat cu domnul primar Aliniaur și am zis că e bine să aducem la cunoștința cetățenilor, că noi în urmă cu 2 ani am identificat niște terenuri care nu erau cadastrate, dar erau în posesia Consiliului Local, adică în domeniul public sau privat. Și am vrut să le cadastrăm. Am chemat o firmă de topografie, au venit, a fost în teren, dar nu am finalizat acele măsurători pentru că a venit cadastrarea gratuită. Nu s-ar fi justificat niște plăți atât timp cât noi avem cadastrarea gratuită. Și am zis că este mai înțelept să așteptăm finalizarea proiectului de cadastrare gratuită și atunci o să vedem exact, o să avem o balanță exactă, că scrie în fiecare, în dreptul fiecarei cărți funciare, cine este proprietarul, o să rezulte exact câte... Mai avem și terenuri care le-am făcut adrese, le-am făcut solicitare și îți prezint documente și, din păcate, nu au prezentat și nu au document. Deci, terenul închis abuziv. Ia pe Consiliul Local. Da, și da. În urma cadastrării gratuite o să se vadă exact a cui e terenul respectiv, că o să se ceară documente în spate. Clar, așa ce ne-ai făcut o oră. Eu am făcut de felul, dacă nu avem arterie și sunt arterie. Noi nu știm, nu... Da. În baza legii care spune 15/2003, ca să dăm gratuit la tine și să pune sau până la 35 de ani, să punem... Da. Spre exemplu, să avem libere de sarcini 20 de terenuri. Da. Tot Consiliul Local decide dacă este oportun să se dea prin legea 15 sau prin concesiune. Da, asta mă refer. Da, tot Consiliul Local. Nu, este obligatorul. Dar cum mă spun sunt de care vin de afară, că nu avem nimic cu nimeni, da. Vin de afară, arumă banii, băi, cât costă terenul ăsta? Păi licitație de la D, la, după categoria terenului, ministerul poate să fie mai bun, poate să fie mai mândru, apă, mândru. Poate poate. Te-ai solicitat, ți-a luat banul, până ziua. Nu mai este ceartă atunci. Când mi-ai dat ea gratuit, mi-ai dat ceartă gratuit. Tot Consiliul Local, dacă decide dacă terenurile respective vor fi concesionate sau atribuite gratuit. Hai să facem o zi. Aici, eu cred că totuși ar trebui să gândim treaba asta vis-a-vis de domiciliu valabil, să fie, pe lângă domiciliu, să fie adăugat și locul de muncă. Dacă are loc de muncă aici în zonă, să aibă prioritate respectivă, fiindcă... Asta în primul rând, domnule. În primul rând. Este firesc, dacă lucrezi aici, să ai o prioritate. Tu ești plătitor de taxă în comun, aduci venitul aici. Lucrezi în străinătate, plătești acolo taxe și impozite, nu plătești aici. Sau ce plătești aici este infim raportat la ceea ce plătești acolo. Deci aici ai utilități, ai curent, ai cablu, ai un altă, toate să plătești aici la nivel local. Exact. Și atunci prioritate să aibă cei care sunt tineri căsătoriți sau domiciliu stabil în zonă și loc de muncă aici în zonă. Că nu îi putem ține aproape pe tinerii care s-au căsătorit dacă nu le dăm sprijin și vis-a-vis de treaba asta. Deci în propunere avem 5 criterii în forma finală. Loc de muncă în zonă te referi... În România. Loc de muncă în țară. În țară. La Umbrerescu, la satul mare, în Umbrerescu, în țară. Da, familia aici. Familia rămâne aici, copiii se duc la școală în instituția de învățământ. Deci, în forma finală, vom avea un criteriu în plus. Criteriu numărul 6. Criteriu numărul 1. Cu domiciliul în Nassau va rămâne cu 30 de puncte, iar la criteriul numărul 6, dacă are domiciliu în România 10 puncte și dacă lucrează în România cu contract de muncă 10 puncte și 2 puncte dacă lucrează în străinătate. Da. Dar legat de amendament, acum trebuie să le votați pe rând sau... Celălalt de 3 amendamente propuse de Claudiu.
Da, modificarea punctajelor. Deci în loc de 3 ani, 10 ani domiciliu în Asău, înainte de depunerea cererii. Asta o scris. Asta e primul amendament. Păi supunem la vot, primul amendament. Păi sau eu? Așteptați un pic. Nu, dar cu ocazia asta putem ține tineri în țară, nu mai pleacă, nu dacă tot... Nu, dar cu ocazia asta nu mai facem... Adică să înțelegem o chestie, măcar unul dintre soți să aibă domiciliu aici, da, poate soția din altă parte, da, sau soțul e din altă parte. Dar măcar unul dintre ei să aibă domiciliu și măcar 10 ani aici, e o chestie. Dar spune în asta, nu contează, bă, da, citește că spune unul din părți, unul din părți, din soți. Să fie scrie. Păi asta menționăm aici. Da, dar scrie și aici, că am citit să spune. Unul din soț să fie... Să da, deplasă condiții și care se cereau până acum. Scrie, da. L-am studiat. Am văzut că ce nu scrie așa la acolo. Unul din soț, nu spune că... Capul familiei, dar e... Nu neapărat că am văzut. Eu așa duc numai că nu știu dacă am ele aici să spune. De 250.000 de metri de dați. De 250.500 de metri de dați. Păi, da. De o locuință, după o da, minim 500 de metri pătrați. Maxim. 500 de metri pătrați este e o prăjină și un pic. Cum? De cum e o prăjină? Aș fi nu, dar spun eu că am la tăcuna și ea suprafață și care se cadează casa. Au de slobătia și 107.93, 537. Da. Da, și nu putem problema mai departe cu amendamentul dacă nu avem și situația juridică de regulă. Că noi facem, trebuie și la trebuie făcut. Sigur că da. Și nu prin aplicare, și după... Poate fi aplicat. Noi avem terenul real și am scos regulamentul. Am terenul aici, am regulamentul aici. Ăla e terenul, scos regulamentul. Am scos regulamentul și vă dacă vom vedea ce facem cu comunul. Se lucrează. Mai da, aprobăm, sigur. Dar trebuie să avem și cum. Așa? Noi stârnim. Dar dacă are cerere depusă în baza unei legi, trebuie să ai și un regulament aprobat. Eram depozitar. Era un vid legislativ. Da, nu. Dacă n-am să solicitări. Bine, domnule. Așa să mă te duci să-l scoți? La 2, la 500 maxim. Maxim, 2000. 500 maxim, în Turcia. Poți cobori la 300 dacă e dacă, dacă ai avea teren să ai 1000 de hectare... Nu, 500 este un minim rezonabil. Ai îți încapi o casă modestă, undeva la 10 pe 10, îți încapi... 500 mai. Dar nu știu unde stai mai mult. Unde stau am mai mult. Dar am la Târgu Ocna aceea situație. Vă spun cam cât încap. Îți încapi un garaj, îți încapi o... Eu știu... Aici ce place, mă acceptăm? Uitați, ești un consilier. Probleme din natură fizică. Fiziologic. S-au dus să se scoate rece. Nu mă grebesc, că să-mi faci și s-au vrătat. S-au anunțat vremuri grele. Deci primul amendament e ca unul din membrii familiei, din cei doi, să aibă domiciliul în Asău cu minim 3 ani înainte de depunerea cererii. Sau 10 ani. 10 ani. Votează pe 3 ani nu pot, să o pot băieți amendamentul 10 ani. Păi supuneți fiecare la tot și votăm. Păi supuneți la tot. Supunem la tot amendamentul cu 10 ani, minim 10 ani. Eu mi-aș de 3 ani, variată de 3 ani.
de asta zic. Purișare, nu numai. Proiectul e făcut cu 3 ani. Care e pentru 3 ani? Zici, domnul președinte. S-a votat cu 10 ani. Al doilea amendament era? Schimbarea punctajului. 50.000. Așa, cu 50.000. În loc de 30. Care este pentru? Nu? Nu este la vot. Amendamentul 2. Amendamentul 2. La Bacu, niciodată nu s-a întâmplat. Da, da, o locație tipul ăsta, numai construcția, numai nouă, era de 40 de euro. O casă se face în an de zile, nu se face imediat. Dar trebuie să ai o casă, dacă ai 30 de mii. Și atunci îi place regulamentul, da, mă. Exact. Cum poți să iei un teren pe care care nu mai ai o sustabilitate? Atunci îi iei de cu altă de a face. Poate să iei bani și face. Domnul dacă... Nu mai spun că e varianta să te duci în bani, să bani în bani, să ajungi la dacă lucrezi, 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 dacă amendamentul 3. Se modifică punctul A cu C la criteriul numărul 5, adică 5 puncte vor primi cei care locuiesc cu părinții, socrii sau rudele și 15 puncte cei proveniți din instituții de ocrotire socială. Supuneți la vot amendamentul 3. Cine este pentru? Da, domnul Vice este pentru, da. 10. Deci, împotrivă? Rest. Împotrivă? Abține. Abține? 1, 2, 3. 3 abțineri. Amendamentul 4. La criteriul numărul 1 rămân 30 de puncte, cel cu domiciliu în Asău, iar 10 puncte vor fi alocate celor care au un contract de muncă valabil pe teritoriul României și două puncte pe perioadă nedeterminată și două puncte celor care au contract de muncă în străinătate. Supuneți la vot amendamentul numărul 4. E foarte important să fie perioadă nedeterminată. Cine este pentru? E bună specificația, pentru că el poate să-și facă contract de muncă pe perioadă provizorii, în funcție de cât știi că se nu, poate cadra mediu și atunci... Contract nedeterminat. Contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Exact. Și amendamentul numărul 5... Și are și o siguranță atunci, când a făcut un împrumut, face pe baza unei siguranțe financiare. Și amendamentul numărul 5, suprafața care poate fi atribuită, să fie cuprinsă între 250 de metri pătrați și 500 de metri pătrați. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Pentru. Domnul Vice. Deci nu are nimic. Nu are nimic la pentru.
Da, trebuie să pus un trec proiect, acum a fost amendament. Da, 3 amendamente al nostro di Claudio ci sono due. 5. No, criterio, se c'è il criterio. Da, ho rimasto. Și acum a aprobat proiectul pe totalitate. Da. Acum se pune la vot proiectul amendament. Pentru 5 amendamente? Da. Pentru cele 5 amendamente care au fost să vot înainte, cine este pentru? Discuții, întrebări, diverse. Domnul Nicolae. Vreau să informați un pic cum stăm cu canalizarea din Arăvăru. Ne apucăm de tranșamente, ne apucăm. Întrebările și răspunsul sau... Da, cum vreau. Lucrăm la un proiect pentru prima conectare. Am depus documentația toate și așteptăm răspunsul. Cum? Cei care nu fac obiectul? Cei care nu fac obiectul, o să începem. Dar dacă tot ați ridicat mingea, ați adunat semnături de la oameni. Că am văzut că se umbla prin... Și-o pleați să lăsesă lumea cum trebuie. Semnături de la două luni, trei luni. Știu că s-au dat drumul ăsta, dar oamenii erau de acord sau nu sunt de acord. La modul cum s-au prezentat, am înțelegeam că să dea ei bani. Dar pe 9.000 și-a văzut. Spune clar, că am stat de vorbă cu ei. Au fost oameni care m-au înțeles. Păi sigur, aia e la discuție. M-au înțeles, când s-au dus și s-au dus la poartă, m-au vorbit, poate fi unul, dar niciodată. Unul dintre și era chiar domnul Costel. Nu, 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 ai zis că tu nu trebuie proiectul de vădere, e pomană. Nu, mai dai din noastră. L-ați înțeles dumneavoastră. Problema a fost însă așa. La unul ai 7 metri, la unul ai 50 de metri. Nu contează. Asta m-a referit, pentru că n-am înțeles proiectul. La ce s-a bine nimic. La unul are 7 metri până în casul de calitate, unul are 50 de metri. Tot ați s-a bani, asta m-a referit. Exact, ce-au scris, ce e atâta pomană să-i dea gratuit, să-i pune gratuit? Nu mai, în primul rând, nu-i gratuit, nu-i de la... Eu așa am discutat, da. Da. Deci eu, oricum începem în acordarea, efectiv am avut timp. Am avut de lucrat la proiectele astea la alte, așa domnul Liviu s-a ocupat și de extindere de apă de la Ciobănuș și de la Său, care și alea le-am dat în folosință, urmează să se racordeze de acum. Am avut, chiar ieri, ieri sau la alte, a venit firma de la ea și am făcut procesul verbal de, punere în, funcție a pompelor. Totul, avem autorizații, deci cine ne-a făcut... reclamații să stea liniștit că avem și acte, avem și autorizații și tot, că-s ironic aici, așa, chiar nu avem nicio problemă. Da. De asta n-am putut să demarăm. Să facem recepția. Da. Și mai așteptăm acum de la proiectant documentația ca să ne dea avizele. Nu putem să începem să livrăm marfă de canalizare până nu avem avizele la instituțiile abilitate. DSP, DSB, apele românii când trebuie să deversăm în apă, apa reziduală care iese de canalizare, dacă e pură, dacă... Deci mai urmează să primim și avizele celelalte, dar noi am putea, dacă oamenii ar fi conștienți, am putea să racord, facem racordurile treptat. Dar omul când a avut racordul făcut, o și tras apa la WC-ul. Și atunci, noi neavând documentația definitivată, poți să încasez o amendă că voi nu... Da, de asta. Dar sperăm într-o luni de zile să definitivăm și documentele și să ne apucăm de, raportat. S-au făcut probe, deci asigur pe toți cetățenii comunii să stea chiar liniștiți, am băgat apă, deci cu apă s-au făcut probe maxime. Nu au ieșit în niciun canal, nu e înfundat nicio conductă, deci vă rog să chiar să nu aveți emoții și o să fie lumea. La ce? La canalizare. Extindere la canalizare. La canalizare. Veni unul. Întrebarea a fost pentru canalizare. Sunt dar și de apă, de aia. Nu. Și de apă, că ai pus în reclamații și astea. Da. Astăzi am avut fază determinantă pentru tronsonul Păltiniș la drum. O
fost inspectoratul în construcții, de asta am și întârziat la ședință. Inspectoratul în construcții, reteistul, proiectant, constructorul, tot. Sperăm luni să avem binderul acolo, primul strat de asfalt. Am înțeles că acolo nu se face până la asfaltul, până la cap, până la ciocanul. Ei, nu se face până la cap. Deoarece trebuia să reparăm podul ăla de la Joga, care știți cum e, cu gaură. Dar trebuie reparat. Bine, să am bani și reparăm. Știi cât costă reparația unui pod? Ăla, expertul a spus că trebuie demolat de tot și făcut din nou. Poftim. Da, da. Toată lumea așa zice, trebuie reparat. Vină cu soluții. O să turnăm altă placă, o lua băieți asta, fierul beton, acum facem în spate acolo. Da, asta am zis. Armatură, reparăm, dar reparăm asta înseamnă să schimbăm placa aia găuritul. Dar nu putem să reparăm podul ăla, că nu avem unii, efectiv. Și podul ăla e folosit de patru familii care stă de la dealul pod, care trece cu un turist sau cu căruța. Dar ăia mari care îl bubuie și îl strică cu 60 de toni. De ce să plătim taxe de drum? Păi uite, de ce să plătim taxe de drum? Pentru că stricăm vodă, stricăm drum, stricăm asfalt. Dar asta nu mai e... Dar la strada la Polaciu, că am obățit-o cine? Deci noi facem și alții strică. Dacă ai face o expertiză, probabil s-ar impune o liniște pitonată. Avem liniște pitonată, dar ce urmă? Auto-primat. Da. Puneți barieră la Ciucanul? Nu. Eu de ce spun barieră? Doar, nu mai trebuie. Nu am niciun interes să spun barieră. Nu, noi punem taxe pe drum și să circule oamenii, dacă nu ne convine, să circulăm în tonaj, 7 toni, cât spunem. Dacă să se rog, așa la mare, 7 toni. N-ai voie să obstrucționezi circulația pe drum public. Și da. Cine te-ai pășurit, toți i-ai spus. Dar cum? În ce situații s-au cu adopțimea de apă din Coltine și Mândiței? Sursa de apă? Bucurare. Cu sursa de apă? Mi-a venit avizul și de la Institutul Hidrologic Național de la București. Proiectantul lucrează la Dali și sperăm să ne cadrăm în timp când se deschide linia de finanțare. Încă nu s-a deschis linia de finanțare pe ATM. Da, înființare sursa apă. Sperăm să ne cadrăm și cu aia. Ați văzut să lucrează și în Paseu. Sperăm da. Și săptămâna viitoare să avem și acolo faze, că o și piatra spartă numai. Da. Azi n-am mai fost acolo o reușit. Tot terminat tot? N-a, domnul Păi, n-ați ieșit partea asta? Au terminat, dar am senzația că pe strada asta care vine la școală până într-o oruși, nu pe al doilea strat. Așa am senzația, că numai primul stradă a pus. Nu a reușit, că azi nu dar oricum au retras toate utilajele, nu mai sunt acolo. Rămas un singur... Rămas un singur excavator pe șenile care nu poate râuri din că a trebuit să scoate acolo. Nu cred că mă contorn la asta. Nu știu că voi cere pe unul de zi, să vă mință. Ați auzit de ce? Proiectul de privire a vizitării a domnului Tomasie Romana, 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 domnului acolo avem finanțare. Tot. Să lărgești podul de la Nogea, să faci rigole, dacă e nevoie și să faci și cazul. Și podul la Gășinca. Da? Și podul la Gășinca. Mai nu, că ăla nu-i podul la Gășinca. Nu intră proiectul. Proiectul ăsta de frații capitală, la Gorea, la școală, la bani. 1000 de metri. 1000 de metri? Da. Dacă ar fi aici, ce fac? Da. Sperăm să vină și ăștia la rigole de la primul de ani, să-i facă în zonii unii... Aici s-ar fi fac în zonii mai, cel mai expuse, acolo de pe la Andreuță până la Ciungi, de la Colda Roșu până la Gorea, de la uliță la școală la Luncă până la Radu, unii vin torenți ăștia mai... mai mari în drogul și... Da. Ați văzut că am adus tractorul, cu utilajul din dotare. Cum? L-am mudat, dar pare rău. A stat aici două zile, a plouat pe el. L-am dat, administrația, consiliul. Ne-au mai declarat eligibil un
proiect pe iluminatul public, e vorba de 400 de lămpi. Cum se cheamă exact? Modernizarea sistemului de iluminat public. Dacă vă aduceți aminte, cred că în 2021 l-am depus și avea acum apărut. Când ați dat raportul, se cheamă numai în parte. Când noi Consiliul... Urmează să semnăm și contractul ăla, ai 400 de lămpi cu LED. Măcar 1000 să ai. Da. Așa? Am terminat străzile betonat pe piciorul Mesteacănului, pe Ciuri și pe gloduri. Așa, urmează să mai punem balostrăzi pe binocului, ca să putem să începem recepția. Le apropiem și pe alea de pe podul de fier. Acum se lucrează la Crăciunești în Ciobănuș și pe Purcăreni, gata, așa, Purcăreni. S-a definitivat lucrarea la Gabioane, cred că ați văzut ce lucrare și la Gabioane, la Ciobănuș. La Lungeni, zona Lungeni. El nu era obligat să-l bagă în Ravena aia care s-a făcut în gaura aia. Deci materialul ăla care a rezultat, eu putea să-l iei să-l duc în altă parte, unde dorea. Nu să-l pun acolo. Și noi, adică noi, eu, așa m-a rugat, domne, ce să mai, hai, vă rog frumos, băi, găsiți voi în altă parte, dacă vreți, că acum se găsește foarte greu materialul ăsta. Nu le dă voie să mai recolteze din ambele râurilor, nu? Deci toată lumea caută să... Haideți, lăsați-l tot aici, unde să-l duceți în altă parte? Și am convenit cu ei să-l pună în Ravena aceea. Dar noi avem nicio obligație, nu e niciun proiect, noi trebuia să umplim gaura aia. Am făcut-o pentru cetățenii de acolo. Când nu s-a ajuns până la capăt, nu s-a ajuns când nu mai avut material. Biuta aia s-a făcut, de ce s-a făcut? E niște pământ, o rezervă, niște umplături, o rezervă. În caz că, Doamne ferește, au mai venit o apă mare, l-am luat de acolo și am pus umplături la un drum. Noi, păi noi nu avem efectiv nicio... Eu mă refer că acolo nu a făcut Gabioane. Nu, 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 e la Vale de Poți. Cum nu a făcut până la podul ăsta, da? Dar e să porți unii... La Birtalani, acolo unii... De la Birtalani până acolo, dar e întrerupt la Necșură, că acolo zona aceea, porțiunea acolo... Așa că a fost proiect, deci apa bate aici, în vește, se împinge în partea cealaltă, am făcut piratul la cealaltă, de acolo vine în coași, nu, nu, nu. Eu asta m-am reținut, dar nu am mai zis. Următoarea investiții pe chinetului nu aveți? Cum? Pe strada chinetului, ce investiții aveți? Dar ce ați dori să vă facem pe strada chinetului? La ce ați făcut? Canalizare? Deci asta se înțelea. Cum ai venit și ai venit în zonă? Păi, leu, că nu eu umplu gaura. Păi, dar nu era obligația la nimeni să-ți spună. Noi am pus acolo, că hai să-i facem, să-i nivelăm terenul. Dar nu a fost, da, nu avem nicio obligație să-i bagi acolo umplutură sau... Eu prima dată am înțeles la ea acolo, că îi puseasă pe la bani și cum așa dărea și cine la bani nu vroiau. Păi prima dată așa. Nu știu, mă nu știu. Nu știu, ce-i vreau, dar ce-i faci? Că eu nu vreau așa la bani. Am mai plăcut. Doar două limitatoare de viteză pot mai. Hai să discutăm. Da. Un director de la școală de limitatoare. Eu am ce mandrie să facă de către domnul județeni, să vedem dacă ne apropiem să montăm noi sau vin să monteze ei. Da, unul curb la Paparoi aici, că vin cu viteză extraordinară și sunt copii, sunt în stradă. Era unul să boșească o vacă zilele trecute. Vaca are păzător. Vaca are păzător, dar e tot vacă. Dar sunt copii care se mai joacă pe acolo ce-i zice. Și atunci avem un limitator acolo în curbă și unul mai încoace. Pentru cei din partea zonă. Mai degrabă în partea de niște înjurături decât să niște copii omorâți sau accidentați sau să s-au întâmplat. Dar vă rog să vorbim de mine ca să se înțeleagă ceva, că dacă vorbim de ați odată... Nu cu un focoaș atât de mare, mai micuță, doar cât să... Așa trebuie și un turbă, așa, acolo, de la bol, păi da. Nu-i pusă locul, dacă nu-i conștiință. Da, făcut, nu mar, dar cât un pic să mai reducă, să reducă viteza. Da. Dacă e prea mare și vine cu mașină joasă, atinge, toba, atinge, că sunt care au mașină. Da. Da. Cât de cât acolo? Tot e bun să facă, dar ăla este care fac mașinile să le facă la 100, dar nu la 300. Da. 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 Da
Ce fac cu ele? Cum se pune cu ele? Când se ne bate, cum se ne pun? O să ne rugăm de către asistent social să facă postare, nu știu să vă răspund pe după 15 octombrie. După 15 octombrie. Deci, de la... După 15 octombrie. Și o să rog Petrii chiar astăzi vorbeam cu el, să publice și criteriile și ce documente trebuie să aducă ca să Mulțumim! Declară ședința închisă.